Bună ziua, având în vedere că astăzi domnul secretar a fost în imposibilitate de a veni, am rugat să fac eu oficiile, să facem prezența și să vă citesc din partea dânsului ce vă spunea de ce la început. Având în vedere că sunt prezenți un număr de 15 consilieri, declarăm deschise lucrările și ședințe de astăzi și conform dispozițiilor articolului 46 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 republicată, legea administrației publice locale, se precizează următoarele. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soție, afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Mulțumesc! Trecem la lucrările și ședinței de astăzi, cu primul proiect pe ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Primul proiect privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil cu un amendament aici. O eroare materială, dacă vreți să o precizăm. La unitățile de învățământ conexe, e ultima unde apare clubul copiilor, aici este greșit scris unități de învățământ pentru învățământul sportiv. Trebuie pus unități de învățământ pentru educație non-formală. Deci, educație non-formală, da? Educație non-formală, la titlu, unități de învățământ pentru învățământul sportiv, greșit, unități de învățământ pentru educație non-formală, iar la nivelul școlarizării apare și preșcolar, primar, gimnazial și licean. Deci, trebuie să apară toate patru. Asta e singurul amendament. Da? Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Regulă. Supunem la vot atunci cu amendamentul de la Comisia pentru Cultură, Culte, Sănătate și Învățământ. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Continuăm cu proiectul numărul 2. Proiect privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 182 din 2016 cu privire la reprezentanții Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ din Municipiul Roman. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre numărul 3, privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 183 din 2016, cu privire la reprezentații Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale Unităților de Învățământ din Municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al OAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiții, amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 în paranteză 85 cu strada Plopilor Roman județul Neamț. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului? Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 6, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul
modernizarea ansamblului de străzi Mărului, Tinosului, Pescarilor și Ocniței, municipiul Roman, județul Neamț. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul de investiție, canalizare menajeră în strada Nicolae Bălcescu și Luca Caragiale și canalizare pluvială pe strada Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Fundătura Crișan și Luca Caragiale din municipiul Roman, județul Neamț. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Dar un singur lucru. Vreau să-mi permiteți să vă fi de ocazie și să o felicit pe doamna consilier Iulia Havric, pentru că ieri a devenit bunică. Multă sănătate și să aibă numai necurii alături de nouă sau nepot. Și de ce nu? Să mai vină și alții. Mulțumesc. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru participare și declarăm închise lucrările ședinței de astăzi.